Vocea ne-a convins să mergem în Cricova! Iar ce am promis copiilor, de asta vreau astăzi și să mă țin de cuvânt. Mircea nu este amator de fructe de mare. Eu nu plec nicăieri! Cu răbdare treci și marea. Cineva să mă cipiască, vă rog, să mă trag de păr. Deja lui Mircea este rău, oare plecăm la spital? Febră nu are, dar continuă să se simtă rău. Ursuleții s-au trezit, bună dimineața! Bună dimineața! Acum Mircea a ieșit afară la joacă împreună cu ceilalți copii și vreau să văd și eu ce face. Hai să spionăm împreună! Eu sunt pregătită, iar voi să dați un like la acest video. Eu deja îi aud. Ei sunt acolo. Mircea, te-am prins! Ce faci aici? Ne jucăm fotbal. Iar eu cu Tincuța trebuie să luăm un colet și plecăm până la poștă. De ce la poștă să arătăm Melisei cum arată poșta din Moldova? Gata, am ajuns! Și am înțeles că un colet este o husă. Iar acum am ajuns la magazin și luăm înghețată. În timp cât ne-am rămas, vrem să reușim să ajungem peste tot prin Republica Moldova, dar timpul este împotriva noastră. Am luat înghețata pentru noi și pentru mami cu tati și pentru Mircea, iar acum suntem la casă. Îl caut și eu pe Mircea și unde văd gașca mare, acolo și este el. I-am desfăcut înghețata mea și arată foarte bine. Iar Mirii s-a luat plombir albă, curată, fără niciun gust. Vanilie. E extraordinar de gustoasă. Numai lui Mircea nu-i trebuie nimic. I-a propus Melissa să vină la înghețată, dar el a ales totuși să se distreze afară cu prietenii. Are deja câte vreo 4 ore de când a ieșit afară și nu se dă să vină acasă. Ia să vedem, are și gust bun. Super! Iar noi ne pregătim de o nouă călătorie. Ce-i drept că doar aici, prin oraș, prin Chișinău. Până vin gazdele de la serviciu, noi reușim să mai explorăm locurile de aici. Iar ce am promis copiilor, de asta vreau astăzi și să mă țin de cuvânt. Ce-ai promis, tate? Eu deja nu mai țin minte. Am promis într-un vlog. Ce-ai pățit la mânuță? Ce-ai pățit? Să te faci bine. Într-un vlog anterior, le-am promis copiilor că îi aduc, uite aici, ca să ne plimbăm cu bicicletele pe apă. Dar... timpul nu prea ține cu noi. Ba, ține, Melissa. Vine mâine. Se umple lacul și se mărește, mame. Și avem o suprafață de distracții mult mai mari. Mâine dimineață. Dar eu am văzut niște mingiuțe și fug rapid după ele. Mi-am luat câteva lei la mine și vreau să cumpăr două. Una pentru mine și una pentru Mircea. Dacă știți voi mingiuță din aia așa mică, care sare. Alergăm pe ploiță. Și ne răcorim. Facem o baie de seară. Eu nu plec nicăieri. Aștept să se ducă ploaia. Dar, din păcate, s-au închis toate. Și fugim înapoi. Revenim mâine. Iar noi, ca să ajungem mai rapid la mașină, îl rugăm pe Vlad ca să ne ia cu bicicleta. Câți încăpem noi acolo? Toți. Dar după ploiță a ieșit un curcubeu superb. Dar oare chelnerul mai ține minte ce comandă am luat? Am comandat atât de multă mâncare și el nu și-a scris nimic. Acum vedem rezultatul. Ori aduce prea mult, ori prea puțin, ori altceva chiar. I-am încălcit așa mințile că până la final noi deja nu mai știam ce am comandat. Mami, tu singură nu te puteai aprecia. Ba una vrei, ba alta, ba ce e să o scoatem, ba ce e să o punem. Am comandat ceva ce nu am mai mâncat până acum. Așteptăm. Cam tot meniul ăsta e cam ce n-am mâncat noi până acum. Ma, ce de gustos! La mine este un suc de banană. Niciodată n-am gustat și acum voi mânca ingredientul secret. Cu mâna, bravo! Mircea nu este amator de fructe de mare și mergem să-și cumpere altă mâncare. Ce vrei să mănânci? Box pentru copii. Tu cum vrei, Mircea, eu mă duc să mănânc delicioasele fructe de mare.
deja a venit ceva. Mami, dar ce e acolo? Pare interesant. Nu știu ce e asta, dar vreau să gust. O sarmală, mami. O sarmală? Parcă e o înghețată. Mm-hmm. Wow. Parcă e un pachet de semințe de la piața centrală. Mm-hmm. Păi, hai să-mi încercăm. Trebuie să gustați și voi. Dar din ce cauză, mami? Mi-a spus mie algele. Mie îmi plac urechiușele de lemn. Algele, mi-a vrea să le testeze. Dar arată foarte bine. Nu știu ce sunt astea, dar sunt foarte delicioase. Am zis că mai încercăm-o, dar... Melissa! Ce sunt ale mele! Să iei cu baby în boxul meu. Melissa, dar ce e acolo? Ce e asta? O supă. Cu salată de mare. De când nu am mai gustat. Pachetul, te rog frumos. Oare japonezii mănâncă supile cu bețișoarele? E gustos. Nu știu cum mănâncă cu bețișoarele. Eu gust cu lingura, moldovenește. Ce delicioasă este. Nu știu ce are în interior. Cred că este un fel de supă de pește. Dar salata de mare este extraordinară. Frigărui? Din creieți, Melissa. Tati, trebuie să mănânci așa, după ca. Noi suntem amatorii. Ce amatori? Suntem fanii mâncărurilor japoneze. Asta dar până nu mănânc plăcinte moldovenești, eu nu mă las și nu plec din Chișinău, să știți. Hai până la plăcinte să mâncăm noi. Pachetele de primăvară. Întoiul verii. Rață, rață, poponeață, dar asta e găină. Mai facem și câteva plimbări prin Chișinău, prin mall-uri. Am să căutăm ceva pentru noi care să fie deosebit, care nu găsim noi în Oradea. Hai, să vedem. E un challenge. Ce un foarte mare galben. Wow, ce văd eu aici. De toate îmi plac și nu mă pot aprecia. Voi ați găsit ceva? Ne uităm, mami. Alegem. Ce masă. Ei vin la mâncare, nu la bănuți. Câte drăguțuri! Da-da! Am găsit ceva. Atila, nu cam prea des noi prin vizite, așa, nu? Nu-ți pare? Ori de câte ori ne cheamă, ori de câte ori ne duce. Vreau să iau și numai te. Nu mâncăm dulce, nu de mâncare. Cum să dăm pufă de mâncare? Nu, și mie. Ieri mai mulți copii din Cricova ne-au invitat la ei acasă și Mircea ne-a convins să mergem în Cricova. Deci, hai tati! Și adulții uneori se simt în pielea copiilor. Ați văzut ce leagăne imense? Acolo am observat mai multe inimioare. Probabil că este ceva legat de dragoste. Și am observat un băiat cu două fete. Cricova, am promis. Am venit. Bună! Salut! Hei, ce mare ați crescut! Wow, Mihai! Nu mă știu! Și tu tot ești Mihai? Da. Cineva să mă cipească, vă rog. Să mă trag de păr. Cine nu înțelege? Ei, Melissa, unde ai intrat în grădină? Hai că nu te văd. Ia să vedem. Hey. Verificăm. Da? Melissa, dar vă amintiți cum strângeați zeci după găini? Tot timpul făceați curățenie. Avem ouă proaspete. Doar că ați uitat să închideți ușa după voi. L-am găsit și pe tigruț. Salut! Cine l-a recunoscut? Cine-și mai amintește bradul pe care l-am podobit?
Matei ajungea în vârful bradului, acum nu ajunge nici... A crescut atât de jos. Da, e foarte... Mami, folosim scara. Deci, hai să împăduim brăduțul. Cu cireși și cu miere. Și vișini. Dar pe lângă tigruți am găsit și pe Moco. Salut! Ce bufoasă ești! Ce frumos! Ce căcașa! Cât este de delicioasă! Dar sunt și căpșuni! Doar că așteptăm puțin să mai crească! Uite, sunt aici, Melissa! Wow! Hai, poftă bună! Mami, mie îmi place cu găleata. Știu. Ha, aștept. Iar eu mă bronzez mâncând smeură. Tigruț. Așa. Mergi cu noi? Tigruț. Am zis să slăbim. Cum venim de la mare, ne punem pe slăbit. Eu, mami, cred că la mare încă aveam șansa să slăbim. Uite, Moldova, nicio șansă. Și cât de mult mi-era nouă doar să mâncăm în foișorul nostru de aici. Nu se compară cu nimic în lumea asta. Sunt amintiri foarte frumoase. Ce rângeri frumoase! Legumele mult așteptate. Îmi plac foarte mult dovleceii la grătar. Cine-și mai amintește ce fel de videoclipuri am făcut noi aici la Cricova? Repede, acum scrieți în comentarii! Uite, cine ține minte? Uite pe aici, pe aici. Și pe aici, și pe acolo, și în casă, și împrejurim peste tot. Și în beci! Poftă bună tuturor! Avem și cărniță, și legume, și cartofi! Ne mâncăm înghețată cu ceva tort și este foarte bun. Și mentă din grădină de aici. Chiar? Da. Delicios. Ca întotdeauna ne-am simțit minunat la Cricova. Deja lui Mircea este rău. Oare plecăm la spital? Febră nu are, dar continuă să se simtă rău. Nu a mai vomitat. Nu știu ce poate să fie. Poate de la soare. De la mâncare... Tot stăm și ne gândim de la ce poate fi astăzi. Am mâncat doar plăcintă. Ce am mâncat? Castravete, apă, a băut multă, dar și foarte multă săptăm soare. Și s-a jucat. Nu știu, nu reacționează, nu vrea să discute cu nimeni, nu se simte bine. Îl urmărim. Am zis că mergem la spital, dar am renunțat. Zice că nu vrea să meargă la spital. Am deschis fereastra ca să pătrundă cât mai mult aer. Mircea tot cere apă, i-am dat, a băut o cană, dar zicem stop, să nu mai repetăm reprizele urâte. Noi mergeam în ascensor și tatea a simțit cum la Mircea a stat rău. La fiecare secundă îl vedeam tot răsufla așa. Și știam că e deja în casa vinie. Dar... m-am și bucurat, pentru că s-a mai eliberat. Bine că avea pungile în mână. A reușit. Dar ca să ne mai treacă din răul nostru, ne-am gândit să ne jucăm un joc pe care îl adoram când eram mic. Ce fel de joc e ăsta, tati? Zici că e o masă. Noi ziceam nardă. E un cuvânt rusesc, dar în limba română se mai zice table. Uite, mai. Foarte mulți cred că s-au jucat electronic. Eu așa ceva nu am jucat niciodată, nici electronic, nici așa. Nu este un joc de noroc. Ai nevoie de multă atenție, intuiție și calcule, inclusiv matematice. Iar tu, tati, te rog frumos să-mi explici cum se joacă. Avem două zaruri extrem de mici pe lângă tabla aceasta mare. Mircea ar vrea și el să se joace, dar nu prea poate. Tati, v-ați amintit? Tablele le-am aranjat pe masă. Hai să vedem cine începe primul jocul. Cine aruncă cel mai mare zar. Hai. Ok. Eu am 3 și eu am 4. Melissa, începe. Melissa, ești cu albele. Deci,
le întoarcem. Scopul jocului este ca tablele să ajungă acasă. Uite la Melissa, casa este vis-a-vis, acolo, iar tablele mele sunt aici. Și să vedem 6-2. O reglă foarte importantă. De fiecare dată poți să scoți de pe cap o singură tablă. Deci, Melissa, cum trebuie să mergi? Cred că așa. 1, 2 și apoi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toate ajunge deja la tine. Regula este ca să ajungă acasă la ea. Uite în zona aceasta cu toate tablele pe care le are. 1, 4. 1, 1, 2, 3, 4. Melissa, tu arunci. 1, 5. Dar eu acum îți voi bloca drumul. 1 și apoi 1, 2, 3, 4, 5. Da, și dacă îmi pică mie acum cifra 1, nu voi putea ieși de acasă. Bravo, Melissa! Ai învățat foarte rapid jocul. Hai să vedem. 4, 4. Dacă îți pică două duble, atunci le poți iarăși dubla. Adică poți să mergi de 4 ori câte 4. Tu nu mă amăgești. Desigur că da. Nu. 1, 2, 3, 4. Și mergem cu cealaltă. 1, 2, 3, 4. Și încă o dată. 1, 1, 2, 3, 4. Nu pot merge, că este cea închis. Deci, cu asta rămânem aici. Și mergem cu cealaltă. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Iarăși nu putem. Odată, rămâne tabla pe masă. 4, 4. Deci, Melissa, poți merge și tu de 4 ori câte 4. Hai! Prima voi scoate de aici. 1, 2, 3, 4. Și acum merg cu aceasta. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, nu poți! Hai încearcă cu celelalte! 1, 2, 3, 4, așa! Hai, Melissa! Mai ai încă de 2 ori câte 4! 1, 2, 3, 4 și ultima! 1, 2, 3, 4! Da, Melissa, ne-ai cam îngreunat situația! 6, 4! M-ai speriat! Eu credeam că era 6-6 și aveai să faci de 6 ori câte 6 ture? Nu, Melissa! Hai! O dată 4 și altă dată 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și prima tablă care ajunge acasă! 1, 2, 3, 4, 5, 6! Așa, 6-1, iarăși nu pot scoate pentru 1 că este blocat de Melissa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 1. Așa mergem. 6-6! 1, 2, 3, 4, 5, 6 și aceasta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tort! Cine vrea să guste tort? E foarte delicios! La Melissa, mergi, mergi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acum tu! Iar și acolo mi-ai blocat calea. 2, 4. Așa. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Și să vedem... 3, 3! Oho, Melissa, va trebui să mergi de 4 ori câte 3. Dar fii atentă, căci aici ți-am blocat și nu poți scoate din căsuța ta nicio tablă. Nu prea pot să merg. 1, 2, 3. Melissa a învățat perfect jocul. 6, 6! Așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 1, 2, 3, 4, 5, 6. Melissa, deja ai la tine acasă, ai 4. Eu am doar 2. 6, 1. Acum voi avea ocazia să scot o damă din casă. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 1, 4 de al de 1. Din casă nu pot scoate nimic pentru că Melissa acolo mai blocat. Deci mergem cu ce putem.
1, încă 1 și acolo iarăși blocat. 1 și încă 1. Oho, 3 una peste cealaltă. Dar privește vinița acasă, deja mi-a rămas doar 2. La tine sunt 3. 6-3. Vreau să-mi scot din casă să avem 2-2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mai dificil. 1, 2, 3. Corect. 3, 1. 1, 2, 3. Și 1. 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Aceasta o voi muta aici. Eu zic aici, în zădar, ai deschis spațiul. 5 și 2. 1, 2, 3, 4, 5 și 1, 2. 4, 5. 1, 2, 3, 4. Eu am 4, 4. Deci, 1, 2, 3, 4. Perfect. 1, 2, 3, 4, perfect, 1, 2, 3, 4 și încă o dată, 1, 2, 3, 4, wow! 4, 6, 1, 2, 3, 4, deja am două la căsuță! Și acum cu 6... Melissa, ești blocată pentru mult timp aici! Așa sunt, tate. Tate niciodată nu cedează. În niciun joc. Și Melissa știe asta. Ce e Melissa? Toate sunt la Melissa deja în căsuța ei, dar una din cauza la aceasta, Melissa, nu poate să-și termine jocul. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și... 1, 2... Tabelele lui tati deja au ajuns toate acasă la Melissa din cauza că tati i-a blocat masa, nu poate să treacă, căci nu există pe zar o cifră mai mare decât 6. Iar aici 1, 2, 3, 4, 5, 6 este blocată. Și le scoatem de pe masă. 1, 2 și 1, 2, 3, 4, 5. Melissa? Nu poți să faci nici mișcare, ești blocată. Așa. 1 și 2. Hai, Melissa, că s-au deschis aici. Așa, 1, 2, 3 și 1. Eu mai am încă 7 și am... Wow, Melissa, scuze, dar asta e jocul. Am 3 duble. Hai. Ce e asta? 3 de 4 ori, asta. Hai, Melissa. 1, 1, 2, 3, 4. Oare mai reușești? Dar dacă îți scade de multe ori mai duble. 5 și 1. Și Melissa, hai. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Eu aș fi făcut altul în locul tău, dar așa e. Ce nu aș arunca amința acum? Zarurile deja au fost aruncate. Este! Dar oricum toate tablele Melisei au ajuns acasă. La tate a plecat în pădure și se vor pierde. Melissa, cum e jocul? Ți-a plăcut? Da. Data viitoare cu siguranță ai priceput ce trebuie să faci și vei face mișcările corecte.